poziția 20, o bară prinsă cu ajutorul bolțului de un sistem de coliere. Asupra barei acționează o forță F. Aici lățimea barei, grosimea barei se dă, lungimea în milimetri, diametru în milimetri, eforturile unitare megapascal, forța în kilonewtoni și avem, există aici lățimea 2, grosimea 0,125, s-a calculat efortul unitar normal în bară, limita e 30, coeficientul de siguranță 1,875, forța aplicată 4000 de kN. Iar în bolți, aici, tau la forfecare 18.108,3, limita e 24.000, coeficientul de siguranță 1,324. Dacă punem 2345, avem factorul de siguranță 0,03198. Aici în bară 9,3 × 10^6 megapascal, aici e 30.000, e mult mai mare, 30 mult mai mare, plus 30.000, da, cum spune și mai mic, 130, 134, aici 78, lățimea 3, grosimea 36, diametru 3 mm. Și acum să calculăm. Deci efortul unitar normal 134, nu, 16.288,726, foarte mare. Deci mișorăm forța 34 de kN. Și efortul 236, limita 134, e prea mare. Deci punem 25 de kN. Aici sigma 173, 174, prea mare. Mărim grosimea 6, coeficientul de siguranță 1,15, aici 105,744 e bun în bară, deci am modificat lățimea și lungimea, deci are secțiuni transversale, efortul unitar normal 105,741, iar sigma limită 134 megapascal, efortul unitar admisibil. Aici pentru bolți diametru 3, avem 1768,379 megapascal, este 78, e prea mare. Atunci mărim diametru 56, vedem că e 5,075, 25 de milimetri, 25, ăsta e 78, să punem 17, 55,071 megapascal, iar efortul unitar este 78 megapascal, coeficient de siguranță 1,4164. Cu ajutorul acestui program se calculează, avem aici și calculul. Efectiv, deci se lucrează și se, ia să vedem aici și se verifică, 79, aici e prea mare sigma, atunci mărim grosimea, 12, calculăm, 182, prea mare, aici lățimea, facem 45, și vedem că tot prea mare, e 56, deci efortul unitar 175,60, limita 134, coeficient de siguranță 1,13, la bolți 174,78, prea mare, mărim diametru
17, 25, 30. Efortul unitar tangențial efectiv 55,181, limita e 78, coeficientul de siguranță 1,39. Cu ajutorul acestui program ne verificăm, se calculează repede. Este bine ca viitorul inginer să se obișnuiască, să calculeze coeficientul de siguranță, să dimensioneze. Avem o singură, nu două, o singură, un singur cornier. Aici trebuie să mărim, 35, 82 prea mare, 40, rezist, aici e bun, 1,138, 1,214. Singură forfecare, dublă forfecare, avem două secțiuni de forfecare, aici una singură, un singur cornier, aici sunt două.